Bine v-am regăsit! Mă bucur că ne mai putem confrunta odată părerile despre lume și univers. Așa cum am promis în clipul de vorbă cu extraterestrii, voi vorbi azi despre posibilitatea existenței acestora. Unul dintre cei mai mari autori de literatură științifico-fantastică, Arthur Clarke, a spus cam așa: sunt două posibilități, sau suntem singuri în univers, sau nu. Amândouă posibilitățile sunt în egală măsură înspăimântătoare. Dacă tot l-am pomenit pe Arthur Clarke, vă recomand să-i citiți lucrările. Sunt un model de literatură științifico-fantastică, pentru că autorul are o solidă pregătire în fizică și matematică. Ca să pomenesc doar două titluri, Odiseea spațială 2001, aici vedeți afișul filmului, și Randevu cu Rama, sunt două capodopere ale genului SF. Cum aș putea să nu fiu de acord cu Arthur Clarke? De ce sunt înspăimântătoare amândouă posibilitățile? Să le luăm pe rând. Dar întâi trebuie să definim noțiunea despre care vorbim. Prin extraterestri înțeleg specii inteligente apărute în alte părți ale Universului, capabile ca și noi să dezvolte tehnologii. Cred că o specie inteligentă începe la un moment dat în evoluția ei să folosească unelte și acesta este primul pas pentru dezvoltarea de tehnologie. Uneltele devin tot mai complexe, se transformă în mașinării, apoi apar mașinile, apoi roboții, apoi inteligența artificială și cine mai știe ce urmează. Și acum să presupunem că suntem singuri în univers. Nu există extraterestri. Dacă suntem singura specie rațională, atunci probabil Pământul este singura planetă din tot Universul pe care a apărut viața. Să explic de ce. Știm că odată ce apare viața, începe un proces de evoluție. Și dacă viața ar fi apărut și pe alte planete, evoluția ar fi dus mai devreme sau mai târziu la apariția unor specii inteligente. Dar dacă nicăieri în Univers nu există asemenea specii în afară de noi, probabil că n-a apărut viața nicăieri altundeva în Univers. Și atunci înseamnă că suntem câștigătorii unei loterii la care șansa de câștig este de nedescris de mică. În Univers există și au existat miliarde de miliarde de miliarde de planete, poate chiar un număr infinit. Doar în Universul observabil, am explicat ce înseamnă asta în clipul 20 din acest playlist, care are titlul chiar Universul observabil, există cel puțin 10 la puterea a 24-a stele. 1 urmat de 24 de 0. Iar azi știm că majoritatea stelelor au planete. Mai mult, Universul, așa cum îl cunoaștem noi, există de aproape 14 miliarde de ani, timp în care au existat alte miliarde de miliarde de miliarde de planete. Și mai mult, este posibil ca Universul să fie infinit, iar o parte din infinit e tot infinit. Și atunci înseamnă că există un număr infinit de planete în Univers pe care ar fi putut să apară viața. Și dacă cu toate astea suntem singuri în Univers, înseamnă că suntem cu totul și cu totul deosebiți, speciali. Suntem unici. De ce este înspăimântător să fii unic? Deoarece asta înseamnă că avem o responsabilitate imensă, o responsabilitate unică, pe care cuvintele nici măcar nu o pot descrie față de existența noastră ca specie și față de ceea ce facem cu această existență. Dar am înțeles noi oare ca specie această responsabilitate? Dacă ne uităm la modul și viteza cu care distrugem
această planetă pe care locuim, singura planetă din univers pe care a apărut viața în ipoteza despre care vorbim acum, atunci răspunsul este evident nu. Înseamnă că mai bine nu apăream. Planeta asta cu toate animalele extraordinare care trăiesc aici ar fi fost mult mai frumoasă fără noi. Toate celelalte specii ar fi trăit mai fericite și poate ar fi apărut în sute de milioane de ani de acum încolo o altă specie inteligentă cu mai mult respect pentru mediu și pentru restul viețuitoarelor de pe această planetă. A doua posibilitate. Extratereștri există. Această posibilitate este înspăimântătoare, deoarece dacă extratereștrii vor ajunge la noi, înseamnă că sunt incomparabil mai avansați tehnologic decât noi. Tehnologia noastră pentru ei este cam așa cum erau bâtele omului primitiv față de avioanele de luptă moderne. Și asta înseamnă că dacă ne vor răul, nu avem nicio șansă. Dar nici nu trebuie să ne vrea răul. Dacă ajung la concluzia că suntem o specie care nu merită să se dezvolte în continuare, deoarece suntem o specie de dăunători, facem mai mult rău decât bine, din nou nu avem nicio șansă. Și acum să vedem dacă putem încerca măcar să răspundem la întrebarea de la care am pornit, și anume dacă există sau nu extratereștri. Există o ecuație care ne-ar putea permite să calculăm numărul aproximativ al civilizațiilor extraterestre din galaxia noastră, de la care am putea recepționa un semnal radio. Se numește ecuația lui Drake și a fost propusă în anul 1961. Dacă ați fost atenți, ați observat că n-am spus ne permite să calculăm. Am spus ne-ar putea permite să calculăm și am spus așa deoarece încă nu cunoaștem toți factorii care apar în ecuație și s-ar putea ca pe unii să nu-i putem găsi, nu-i putem afla niciodată. Ecuația lui Drake arată așa. Este un produs care are 7 factori. Să vedem întâi ce înseamnă fiecare factor. R mare, N indice E și T sunt valori ale unor mărimi, în timp ce toți factorii care sunt notați cu F mic și cu indici reprezintă fracții subunitare. Deci fracții care iau o valoare între 0 și 1. R mare este rata medie de formare a stelelor în galaxia noastră. Câte stele se formează în medie pe an? Sigur că procesul de formare al unei stele este un proces de foarte lungă durată, dar dacă luăm numărul de stele care apar în galaxie în, să zicem, 1.000.000 de ani și împărțim acel număr la 1.000.000, găsim această valoare pentru R pe care o numim rata de formare a stelelor. Câte stele se formează pe an în medie în galaxia noastră? FP este fracția care ne arată câte stele au planete, adică este raportul dintre numărul stelelor care au planete din galaxie și numărul total al stelelor. N indice E este numărul mediu de planete care pot susține viața în cazul stelelor care au planete, evident. Adică, în cazul stelelor care au planete, câte dintre aceste planete pot susține viața? FL este fracțiunea planetelor pe care apare viața din planetele care pot susține viața. Pentru că o planetă poate să susțină viața în principiu și totuși viața să nu apară pe planeta respectivă. Deci este raportul dintre planetele pe care apare viața și planetele care pot susține viața. F indice I este fracțiunea din planetele pe care apare viața
a planetelor pe care apare viață inteligentă și civilizație. Pentru că nu e suficient să apară viață. Trebuie să apară viață inteligentă, trebuie să apară civilizații care se pot dezvolta. FC, fracțiunea din planetele pe care apar civilizații și planetele pe care civilizațiile respective ajung la o dezvoltare tehnologică suficientă pentru a putea emite și recepționa semnale radio în și din spațiu. Iar T-mare este timpul în care civilizațiile capabile să comunice cu civilizații extraterestre pot face acest lucru. Deci este un timp, o durată. Și acum să luăm factorii din ecuația lui Drake pe rând și să-i estimăm prin prisma celor mai recente cunoștințe astronomice, astrofizice, biologice, pe care le-am găsit în surse de încredere, în cărți sau pe internet. Sper că n-ați uitat ce calculăm, ce este N mare din stânga semnului egal. Este numărul de civilizații din galaxia noastră care pot și încearcă să comunice cu alte civilizații prin semnale radio. Primul factor, R mare, rata de apariție a stelelor în galaxia noastră. Cele mai recente observații astronomice și calcule astrofizice arată că el are valoarea cuprinsă între 2 și 3. Putem spune cu destul de bună precizie că în galaxia noastră apar în medie 2-3 stele pe an. FP, fracțiunea stelelor care au planete, este factorul din ecuația lui Drake care ne poate face optimiști în legătură cu progresul cunoașterii noastre, deoarece până acum vreo 30 de ani nu știam nimic despre el. Iar azi știm că aproape toate stelele au planete, ceea ce înseamnă că fracția FP se apropie de valoarea 1. Și știm acest lucru datorită dezvoltării aparatelor de observație astronomică, care permit punerea în evidență a planetelor în cazul stelelor care nu sunt foarte departe de noi. N indice E este numărul planetelor pe care sunt condiții de apariție a vieții dintr-un sistem stelar. Este un număr pe care încă nu-l putem estima decât cu mare aproximație și aceasta din multe motive. Deși ultimele descoperiri arată că pot exista în medie 3-4 planete într-un sistem stelar care ar putea oferi condițiile necesare apariției și dezvoltării vieții, există multe alte condiții pentru ca viața să apară și să se poată dezvolta. De pildă, stelele care se găsesc aproape de centrul galaxiei s-ar putea găsi în zone cu radiație cosmică prea puternică sau sisteme stelare din care lipsește o planetă uriașă, cum este Jupiter, ar avea dezavantajul că planetele pe care ar putea să apară viața ar fi supuse unui mult prea intens bombardament meteoritic din această cauză. De aceea, se pare că cei mai mulți astronomi și astrofizicieni consideră că acest factor nu trebuie luat mai mare de 0,4. Din păcate, despre factorii care urmează în ecuația lui Drake, nu mai putem discuta pe baze științifice, pentru că nu cunoaștem destule lucruri despre ei. Să vedem. F indice L este una dintre necunoscutele ecuației. Și asta din cauza că nu știm cum a apărut viața și care este probabilitatea apariției ei odată ce sunt întrunite condițiile necesare. Unele lucruri sugerează că probabilitatea apariției vieții, dacă există condițiile necesare, este foarte mare. De pildă, faptul că pe Pământ viața a apărut foarte devreme la scară geologică. N-a fost nevoie de miliarde de ani ca să apară. Au fost găsite microfosile în roci care au vechimea de
3 miliarde și jumătate de ani. Și din câte știm azi, viața a apărut pe Pământ cu cel puțin 4 miliarde de ani în urmă, adică la numai, dacă se poate spune așa, jumătate de miliard de ani de la apariția Pământului. Adică aproape imediat, la scară geologică, ce au fost întrunite condițiile necesare. Pe de altă parte, n-au fost descoperite până acum urme de viață pe alte planete ale sistemului solar. Unul dintre motivele pentru care încercăm să aflăm dacă a existat sau nu viață pe Marte sau pe Venus este tocmai pentru a putea estima mai precis parametrul FL din ecuația lui Drake. Faptul că deocamdată nu au fost găsite astfel de urme sugerează că probabilitatea apariției vieții este poate mică. Așa că părerile sunt împărțite, unii cred că acest factor este aproape de 1, alții dimpotrivă cred că el este foarte mic. Deocamdată nu avem o apropiere științifică pentru calculul acestui factor, principalul motiv fiind cel pe care l-am spus, și anume nu știm cum a apărut viața. F indice I este a doua necunoscută a ecuației lui Drake. Se poate argumenta că deoarece pe Pământ au apărut miliarde de specii de-a lungul timpului și doar una dintre ele a evoluat până la formarea de civilizații, specia noastră, F indice I trebuie să fie mic. Dar se poate de asemenea argumenta că pe singura planetă pe care o cunoaștem, pe care a apărut viața, evoluția a dus la apariția vieții inteligente. Concluzia, FI trebuie să fie aproape de 1. Sigur, niciunul dintre aceste argumente n-are valoare logică, deoarece nu se pot trage concluzii generalizatoare dintr-un singur caz. De fapt, între cei doi parametri, FL și FI, s-ar putea să existe mai multe legături decât credem, deoarece este foarte posibil ca atât apariția vieții, cât și apariția vieții inteligente să fie legate de anumite condiții suplimentare, cum ar fi existența unui satelit natural mare, Luna, în cazul nostru, sau existența unor perioade foarte reci, perioadele de glaciațiune din istoria geologică a planetei noastre. Pentru FC, din nou, nu avem suficiente informații. Singura civilizație pe care o cunoaștem, a noastră, cea a oamenilor, a devenit suficient de avansată pentru a emite și a recepționa semnale radio în spațiu, dar nu o facem decât în foarte mică măsură. Există programul SETI, în care este ascultat cerul pe diferite frecvențe în diferite zone, dar este foarte puțin față de ceea ce s-ar putea face. Cât despre emiterea de semnale pentru a fi recepționate de eventualii extraterestri, interesul este și mai mic. Au fost doar câteva încercări de acest fel. Despre una dintre ele am vorbit în clipul Balanța. Se pare deci că omenirea nu este prea interesată de recepția semnalelor extraterestrilor și cu atât mai puțin de emisia unor semnale către extraterestri. Dar, din nou, nu putem trage concluzii generale dintr-un singur caz cunoscut. Ultimul parametru, T mare, se referă la timpul în care civilizațiile capabile să comunice cu alte civilizații pot face acest lucru. Dacă credeți că acest timp este nelimitat, lumea nu este cum credeți. Din păcate, o civilizație poate fi distrusă de diferiți factori cosmici sau planetari. Mai trist este faptul că o civilizație se poate autodistruge și ceea ce se întâmplă cu civilizația umană în perioada în care trăim nu face decât să întărească această presupunere. Se presupune că există mai multe praguri periculoase pe care o civilizație trebuie să le treacă pentru a ajunge la o dezvoltare tehnologică și de morală a speciei care să-i permită să supraviețuiască pentru un timp practic nelimitat. De pildă, omenirea a trebuit să treacă de pragul războiului nuclear. De fapt, poate că nici nu l-a trecut încă. Un război nuclear la scară planetară
ar duce la dispariția speciei umane prin radiațiile care ar contamina și zonele neafectate direct de explozii. Vedem apoi că există pragul degradării condițiilor planetare, pragul poluării. Dacă omenirea continuă poluarea, defrișarea, distrugerea celorlalte specii, consumul excesiv de resurse și multe alte lucruri în ritmul de acum, foarte curând planeta va deveni nelocuibilă, cel puțin pentru specia noastră. Spun curând, raportând lucrurile la scară planetară, câteva sute de ani sunt un interval de timp neglijabil pentru o planetă și chiar pentru civilizația umană. Dar dacă atâția factori sunt necunoscuți în ecuația lui Drake, ce ne arată ea? Ne arată, poate, niște limite. În funcție de valorile pe care le presupunem a fi corecte pentru ultimii patru factori, putem obține următoarele rezultate. Pentru cele mai mici valori, practic, numărul N este 0. Este foarte aproape de 0. Adică nu există extraterestri, cel puțin nu în galaxia noastră, și nu ne putem aștepta nici să recepționăm semnale radio de la ei și nici să-i vedem venind în vizită. Pentru cele mai mari valori, pentru ultimii patru factori, obținem milioane. Adică ar putea să fie milioane de civilizații extraterestre în galaxia noastră, contemporane cu noi. Deci, dacă luăm în considerare limitele atât de largi ale rezultatelor posibile, practic n-am aflat nimic. Și acum a sosit momentul să vă spun ceva ce n-am putut spune la început. N-am vorbit despre ecuația lui Drake pentru a găsi răspuns la întrebarea dacă există sau nu extraterestri. Am vorbit despre ea ca să vă conving că merită să ne punem întrebări, chiar dacă știm că nu putem găsi răspunsul la întrebările respective. Să vedem de ce. Ecuația lui Drake nu ne spune dacă există sau nu extraterestri, dar ne învață ceva, că s-ar putea să fim foarte valoroși, prea valoroși, prea speciali ca să ne permitem să ne autodistrugem. Nu știm dacă omenirea va face față pragurilor, provocărilor pe care le are în față, dar în mare măsură acest lucru depinde de educație și mai ales de educația științifică. Așa că trebuie să încercăm să nu mai credem în știrile false, să învățăm să avem încredere unii în alții și toți în educație și în știință. Altfel, nu vom putea trece pragurile care ne așteaptă și vom distruge poate singura civilizație din galaxie, poate chiar din univers. Poate că prin om, universul a aflat că există. Să încercăm să nu anulăm această realizare fantastică. Dacă ați crezut că n-are rost să ne gândim la extraterestri, lumea nu este cum credeți. La revedere!